În 1944, pe 6 iunie, țările aliate au debarcat în Normandia, în Franța, ca să elibereze Europa de Germania nazistă. Acum Occidentul se unește să elibereze o țară ocupată de Rusia. Diferența este însă că națiunea agresoare este o putere nucleară, punctează The Economist. Spre deosebire de Germania nazistă, Rusia are arme nucleare. Este greu de imaginat capitularea sa completă, susține publicația. Scopul declarat al Ucrainei este de a recuceri toate teritoriile pe care Rusia le-a anexat din 2014 și până acum și să restabilească granițele din 1991, când Uniunea Sovietică s-a destrămat. Dar chiar dacă armata ucraineană poate realiza acest lucru, există temeri că Rusia ar putea considera un astfel de rezultat drept o umilință atât de mare încât ar justifica folosirea armelor nucleare pentru a o evita, mai scrie The Economist. Cu ocazia comemorării debarcării aliaților în Normandia în ziua Z D-Day, generalul american Mark Milley a făcut o paralelă cu contraofensiva ucraineană. Scopul, a spus el, este același cu cel de acum aproape 8 decenii, eliberarea teritoriului ocupat și eliberarea unei țări care a fost atacată pe nedrept de o națiune agresoare, în acest caz Rusia. Atunci, ca și acum, bătăliile vor determina viitoarea ordine de securitate în Europa, dar, cel puțin pentru susținătorii occidentali ai Ucrainei, scopul final al războiului este mult mai puțin clar decât a fost pentru aliați în 1944, scrie The Economist. Mizele din Ucraina în acest moment sunt foarte mari, punctează și The New York Times. Dacă contraofensiva Ucrainei reușește, forțele democrației vor fi întărite în întreaga lume, nu în ultimul rând în America. Dacă va eșua, va fi un dezastru, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga lume. Ajutorul occidental pentru Ucraina s-ar putea să se diminueze. Putin ar putea obține în cele din urmă victoria pe care majoritatea oamenilor se așteptau să o obțină încă din primele zile de război, iar democrația va fi slăbită peste tot. Ce se va întâmpla? Nici măcar experții militari nu știu, conchide New York Times.